După o amânare de mai bine de o lună, inculpații cercetați pentru constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinirea unei astfel de grupări ce a condus la fraudarea bugetului primăriei Caracal cu peste 5 milioane și jumătate de lei, au ajuns astăzi din nou în fața instanței. Preț de câteva minute doar, având în vedere neprezentarea la proces a inculpaților Mariana Tudor și Sandu Grigorie. Avocații au susținut lipsa celor doi, invocând motive medicale. Unul este internat la boli infecțioase. Domnule judecător, clienta mea, Mariana Tudor, nu este prezentă astăzi pentru că este internată la Spitalul Matei Balș, secția infecțioase, iar celălalt la Spitalul din Craiova. Menționează că în ceea ce îl privește pe Grigorie Sandu, familia sa m-a anunțat în ultimul moment că ieri clientul meu a suferit un accident în garaj și s-a lovit la cap. Acum se află internat la Spitalul numărul 1, Craiova. Chiar dacă cei doi avocați nu au solicitat amânarea procesului, reprezentanții celorlalți inculpați au solicitat un nou termen de judecată, invocând faptul că audierea trebuie făcută în prezența tuturor celor implicați în dosar. Judecătorul de caz a admis cererile avocaților, stabilind ca următoarea ședință să aibă loc la sfârșitul lunii noiembrie.